Astăzi avem o nouă categorie de păcate, păcatele electronice, o nouă moarte care provine deci, din... Păcatul electronic. Da, evident. Provocat de electronică, dacă se înțelege. Da, să da, da. Că... da, da. Evident, da. evident. Adicții și, sunt... Și atunci uh, trebuie aplicate principiile ascetice și, evident, și aici. Evident, evident, evident. De... Renunțare. Da, post. De post, tot? Post, post. Cât de tot se poate. Cât de tot se poate pentru că, după cum ți-am spus și ieri în podcastul podcast pe care ți l-am făcut, eu sunt foarte restrictiv la expunerea mea la media. Adică, da, avem cont de Facebook, avem cont de, de Twitter, de Pinterest și mai departe, dar eu mă duc, postez, am plecat. Și încă o dată vreau să-mi cer iertare de la oamenii care poate că vor doresc să mă contacteze pe Facebook și așa mai departe. Eu nu sunt de acolo, fraților. Și nici pe YouTube nu sunt. Adică pe YouTube mă uit foarte puțin, fac upload, încarc video, Asta e. Aveți curajul să nu fiți. Da, am curajul să nu Știți fiu. cum, cum dacă Nu ești pe Facebook, nu ai cont de Gmail sau de e-mail, nu existi, așa se Da, nu existi pentru această lume, da. pentru că această lume este o lume moartă, adică limitată, ruptă de Dumnezeu. După cum vezi, moartea este ceva global. Global care se aplică în toate domeniile. Și în clipa în care omul este, este rupt de Dumnezeu limitat pe mail ul său pe WhatsApp, pe uh, TikTok, mai ales care este destructiv, așa, pe nu știu ce altă platformă adicțională, pe Instagram, da, de exemplu, omul este mort, adică este limitat, este în singurătatea sa. Iadul este singurătatea veșnică, să ne înțelegem, Ăsta este iadul. Iadul nu este. Sigur, iadul este și un loc. Dar nu este eminamente un loc, este întâi de toate o stare, starea de rupere, starea de moarte. Da? Pentru că Raiul este unitatea de plină și iadul în Dumnezeu și iadul este singurătatea de plină. Imposibilitatea de a exista pe cât este cu putință unui Suflet veșnic în afară lui Dumnezeu. Adică un Suflet pierdut în singurătatea sa. Diavolul.